O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Încrede-te în Domnul, căci doar El te ține. Credința în El te va ajuta. Încrede-te în Domnul, căci El te va ține. Ce mare-i puterea și dragostea sa. O mie să cadă alături de tine. Încrede-te în Domnul, El nu te-a lăsat. Încrede-te în Domnul, căci El te va ține. Ce mare-i puterea și dragostea sa. O mie să cadă alături de tine. Încrede-te în Domnul, El nu te-a lăsat. Ți-e teamă adesea de ziua de mâine. Să înaintezi, nu poți înainta. Așteaptă creștine, răsare lumina. În razele ei puterei avea. Încrede-te în Domnul, căci El te va ține. Ce mare puterea și dragostea sa. O mie să cadă alături de tine. Încrede-te în Domnul, El nu te-a lăsat. Mai lasă-o, Doamne, speranța în Tine, să o găsească oricine vrea, căci viața de astăzi și viața de mâine, știu bine, rămâne în mâna Ta. Încrede-te în Domnul, căci El te va ține. Ce mare-i puterea și dragostea sa. O mie să cadă alături de tine. Încrede-te în Domnul, El nu te-a lăsat. Încrede-te în Domnul, căci El te va ține. Ce mare-i puterea și dragostea sa. O mie să cadă alături de tine. Încrede-te în Domnul, El nu te-a lăsat. Scumpi frați și surori, preiubiți copii ai Domnului, vă salutăm din toată inima și dorim să fiți binecuvântați de Dumnezeu și în această zi de duminică, din toamna frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în acest an. Să venim la Dumnezeu și astăzi cu laude și rugăciuni pentru minunile Lui, pentru binecuvântări, pentru harul și îndurarea Sa. Trăim într-o perioadă dificilă, când pacea este prețuită mai mult ca oricând. Și cât de important este să ne încredem în Dumnezeu așa cum a răsunat și mesajul cântării de introducere. Da, numai încrederea în Dumnezeu este funia care ne poate aduce salvarea într-o lume bântuită de ură și păcat. Să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu și să ne încredem în promisiunile sale și astăzi. Pentru aceasta, echipa Lumina Speranței a pregătit acest program cu psalmi, cântări și mesaje biblice. Sperăm să aducă sufletului tău, drag ascultător, pacea și încrederea în Dumnezeu. Vă dorim tuturor audiție binecuvântată!
Însetați-ne tine, Iisuse, și povața ta pururea aștept. Ești speranța, lumina nespuse și limanul spre care mă-ndrept. O, Domnul meu, de drumul greu și pasul fără spor, te chem mereu în suflet eu, în veci al meu păstor. Dornic inima caută soare, firea scoate tot greu în firea, și-n zbaterea lupte când oare, voi ajunge al cerului prag. O, Domnul meu, de drumul greu și pasul fără spor, te chem mereu în suflet eu, în veci al meu păstor. Cât aștept să-mi-l spun, o, Domnul meu, de drumul greu și pasul fără spor, de tine eu în suflet eu, în veci al meu păstor. O, Domnul meu, de drumul greu și pasul fără spor, Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci, noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Și greu încercat, la tine eu vin cu al meu suspin, și tu mă primești, din nou mă întărești, ca să îți pot fi mereu martor viu. Iisus Hristos, Sfânt Dumnezeu, slăvesc cu drag numele tău, căci tu ai fost, îmi ești și vei fi puterea ce mă va ocroti. Sunt apăsat, sufletul legat, ființa-mi cobor la cruce din dor. Mă rog să mă iert, drumul să-mi îndrept, Iisus, tu prin har mă faci liber iar. Nu pot să înțeleg, Iisus, dar eu cred,
dragostea ta în inima mea. Prin ea din furtun mă scoți prin minun, vestind că mă așez să pot să lucrez. Iisus Hristos și Dumnezeu, slăvesc cu drag numele Tău, căci Tu ai fost, îmi ești și vei fi puterea ce mă va ocroti. Mai e doar puțin și al meu suspin se va termina când te voi vedea. Totul s-a schimbat și vezi slava ta, mă va înconjura, de tot voi uita. Iisus Hristos, Sfânt Dumnezeu, slăvesc cu drag numele Tău, căci Tu ai fost, îmi ești și vei fi puterea ce mă va ocroti. Dragi ascultători, suntem în luna când vorbim cel mai mult despre mulțumire. Biblia oferă o mulțime de sfaturi și îndemnuri la acest capitol. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Efes: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Să-i mulțumim și noi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și pentru cele bune, și pentru cele mai puțin bune. Despre importanța mulțumirii în viața creștinului ne va vorbi fratele Petru Malic, care așa și-a intitulat mesajul biblic. Vă dorim audiție cu folos! Iubiți ascultători, vă salutăm cu acest salut frumos a Domnului nostru Iisus Hristos, pace vouă! Astăzi vom vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu evenimentele care se petrec în sezonul de toamnă, și anume cu sărbătoarea secerișului sau sărbătoarea mulțumirii. Vrem ca în acest timp să cugetăm și să analizăm niște lucruri pentru ce noi oamenii trebuie să mulțumim. Sau subiectul din această zi este importanța mulțumirii lui Dumnezeu. Cugetând la acest text, am înțeles niște lucruri. Noi oamenii suntem deprinși ca unii altora pentru niște lucruri mărunte. Când cineva ne oferă ceva, ne face un bine, noi suntem educați sau predispuși ca să mulțumim. Și m-am gândit cât de important este dacă noi pentru orice lucru mărunt vom mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit din mâna Lui. Astăzi vom vorbi despre această sărbătoare și când vorbim despre sărbătoare, numai decât ni se duce gândul că acest eveniment este strâns legat de Dumnezeu. Orice sărbătoare care noi o sărbăm, care o punem deoparte, ea trebuie să aibă legătură cu Dumnezeu. Și vrem ca să găsim un temei în Cuvântul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu vorbește despre această sărbătoare încă în vechime poporului Israel. La cartea Exod, capitolul 23, versetul 16, Dumnezeu spune așa poporului: să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. Iubiți ascultători, iată Dumnezeu vorbește poporului despre sărbătoarea secerișului. Și cugetând la acest lucru, mi-am pus o întrebare: pentru ce trebuia poporul ca să se adune la templu, într-un loc anumit, unde trebuia ca să înființeze sau să petreacă această sărbătoare? Și această sărbătoare era în cinstea Domnului. Și Dumnezeu le spune: când vei strânge roadele la sfârșitul anului, când vei strânge de pe când rodul muncii tale. Pentru ce trebuia ca să sărbezi această sărbătoare? Și cred că ni se duce gândul pentru ca să-i mulțumească
lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Noul Testament, la Cartea Romani, capitolul 1, versetul 8, Apostolul Pavel spune așa: mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Eu vreau să trag atenție la două subiecte din acest verset, și anume că Apostolul Pavel spune că mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos. Noi de câte ori în această viață facem multe lucruri. Mai întâi facem lucrurile care ne sunt nouă plăcute sau care avem nevoie de ele, necesitate pentru ele. Dar cât de important este de dimineață, când ne sculăm, mai întâi să facem un lucru important, să mulțumim Dumnezeului nostru prin Iisus Hristos. Și anume vreau să tragem atenție de ce prin Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, spune Apostolul Pavel, prin Iisus Hristos. Cred că este un lucru important pentru noi ca și pentru roadele care Dumnezeu ne-a dăruit în acest an, mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ne aducem aminte niște lucruri din când eram încă copil. Mi-aduc aminte, într-un an a fost o roadă foarte bogată, în grâne și în porumb, și părinții când veneau de la serviciu, de la lucru, de la câmp, totdeauna auzeam că, da, slava Domnului, în anul acesta a fost o roadă mare belșug, și anume spuneau că au ieșit în jurul la 70 de centimetri de grâu la hectar. Pentru oameni era o mare bucurie că a fost o roadă mare. Și mi-aduc aminte că erau radiouri în sat care în fiecare zi vorbea despre această roadă și totdeauna vorbeau despre plugari, despre oamenii care au muncit, și niciun cuvânt n-auzeam în adresa lui Dumnezeu. Și m-am gândit cât de important este că lucrarea aceasta sau roada aceasta a dat-o nu omul, ci Dumnezeu. Noi ne-am implicat în lucrarea aceasta, dar Dumnezeu a dăruit această roadă. Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu chiar și în acest loc. De exemplu, Apostolul Pavel vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu în lucrurile duhovnicești, dar cred că această lucrare este și chiar la creșterea roadelor. La 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel spune așa: eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Iată pricina mulțumirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face să crească roadele. Noi putem să muncim mult, dar dacă Dumnezeu nu dă creșterea, toate lucrurile sunt în zadar. De aceea Dumnezeu merită ca să fie mulțumit, pentru că El a dat și în anul acesta o creștere minunată, chiar dacă undeva a fost secetă, dar totuși Dumnezeu ne-a binecuvântat cu roade și noi suntem datori ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Am vorbit că Apostolul Pavel la Romani îndeamnă că mai întâi să mulțumim Dumnezeului nostru prin Iisus Hristos. De ce noi trebuie să mulțumim prin Iisus Hristos? La Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, Apostolul Ioan spune așa, versetul 3: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iată pricina care noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, căci niciun lucru care a fost făcut sau care se face nu este făcut fără Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune: mulțumiți mai întâi lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, căci prin Iisus Hristos toate lucrurile au fost făcute.
și la Cartea Coloseni, Apostolul Pavel, capitolul 1, versetul 17, ne spune așa: El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Adică Domnul nostru Iisus Hristos este înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. De aceea noi suntem datori ca să-i mulțumim lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci toate lucrurile se țin prin El. Acum vrem să trecem la subiectul nostru direct, importanța mulțumirii lui Dumnezeu. Pentru ce trebuie noi să-i mulțumim lui Dumnezeu? Da, să mulțumim pentru roade, pentru toate lucrurile, dar vrem să vedem ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De ce noi oamenii trebuie să mulțumim lui Dumnezeu? Și iată, Apostolul Pavel, tot la Epistola către Romani, capitolul 1, ne vorbește ce s-au întâmplat cu oamenii care n-au mulțumit lui Dumnezeu, dar s-au adus slavă unii altora. Și iată la Romani, capitolul 1, de la versetul 21, am să dau citire până la versetul 24, și am să vedem din ce pricină noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Iată, spune așa: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Iată o pricină pentru care noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, ca să nu se întunece inima noastră sau mintea noastră. Apostolul Pavel spune că oamenii au cunoscut pe Dumnezeu și astăzi mulți oameni sunt care spun că credem în Dumnezeu, dar nu-L proslăvesc pe Dumnezeu și nu-I mulțumesc lui Dumnezeu. Și iată, Apostolul Pavel spune: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu L-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Iubiți ascultători, Dumnezeu ne arată că dacă nu-L mulțumim pe Dumnezeu și nu-L proslăvim pentru toate lucrările care le face El la viața noastră și pentru tot ce ne oferă El, putem să ajungem într-un pericol, ca inima noastră să se întunece și priceperea noastră. Noi toate lucrurile le primim din mâna lui Dumnezeu și noi suntem datori ca să-L mulțumim pe Dumnezeu. Mai departe, Apostolul Pavel spune: pentru că s-a întunecat inima. Versetul 22 spune: s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Adică atunci când oamenii ajung la o laudă, la o fală față de sine și nu-i dau slavă lui Dumnezeu, nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, ajung la o nebunie. Și în urma acestui lucru, versetul 23, Apostolul Pavel spune: și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și tăritoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Iubiți ascultători, uitați-vă pricina care sau care e rezultatul atunci când omul nu mulțumește lui Dumnezeu. Ajunge într-o stare nu bună înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea oamenilor. Apostolul Pavel spune: de aceea, pentru că nu l-au proslăvit și nu l-au mulțumit pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor. Adică mulțumirea și proslăvirea lui Dumnezeu în viața noastră trebuie să fie pe primul plan. A da slavă lui Dumnezeu, dacă L-am cunoscut pe Dumnezeu, noi trebuie să-L proslăvim și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Așa cum spune Apostolul Pavel: mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi și pentru toate lucrurile. Am vorbit puțin din Vechiul Testament, că noi oamenii sau Dumnezeu a lăsat o poruncă ca poporul Israel să se strângă și să mulțumească lui Dumnezeu, să proslăvească pe Dumnezeu pentru roadele care le-a dăruit în anul acesta. Și noi suntem aceia care în fiecare an, când ajungem la sfârșitul anului sau în anotimpul de toamnă, ne grăbim ca să strângem roadele și să le aranjăm la locul lor pentru că ne pregătim de iarnă. Vrem să facem o analiză la ceea ce vorbește Dumnezeu în Vechiul Testament și ce vorbește Dumnezeu în Noul Testament. Iată,
Domnul nostru Iisus Hristos ne vorbește în Noul Testament despre seceriș, și anume, la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus Hristos vorbește o pildă, și anume despre pilda neghinii. Și atunci când ucenicii nu înțeleg pilda aceasta, roagă pe Domnul Iisus ca să le tâlcuiască pilda neghinii. Și iată, în versetul 39, capitolul 13, Domnul Iisus vorbește ce înseamnă seceriș și spune că secerișul este sfârșitul veacului. Vrem să vorbim anume despre secerișul Noului Testament. Noi cu toți înțelegem că toamna este sfârșitul anului, se apropie iarna și totdeauna ne grăbim ca roadele noastre să le strângem la timp, ca să nu ne apuce iarna, să le punem la loc, ne pregătim de iarnă și apoi poate să ne odihnim. Dar iată, este o asemănare, tot așa și în viața duhovnicească. Când este vorba despre seceriș, noi ne gândim la un sfârșit. Și iată, Domnul Iisus Hristos vorbește că secerișul este sfârșitul veacului. Iubiți ascultători, ce înseamnă acest sfârșit al veacului? Noi tot așa cum în Vechiul Testament Dumnezeu îndeamnă pe poporul lui Israel ca să proslăvească prin această sărbătoare secerișului, să mulțumească lui Dumnezeu, tot așa suntem îndemnați și noi ca să mulțumim lui Dumnezeu. Și a ajunge la acest sfârșit al secerișului înseamnă a ajunge la sfârșitul veacului. Iată, vreau să aduc un citat din Sfânta Scriptură, unde cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pentru ce să mulțumim noi creștinii, copiii lui Dumnezeu, pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu în acest sfârșit, în aceste vremuri de pe urmă, când este aproape sfârșitul veacului. Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 1, versetul 3, ne spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Iată, încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu ne aduce la cunoștință că noi trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești și nu numai pe pământ, ci în locurile cerești și iarăși în Hristos. Dumnezeu toate lucrările sale le face în Hristos. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că noi să binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Dumnezeu să fie slăvit prin această lucrare. Acum vrem să punem o întrebare. Care rod mai important îl așteaptă Dumnezeu de la noi oamenii? Ca să nu ne reținem mult, vreau să trec direct la cuvântul lui Dumnezeu, care este foarte important pentru noi toți. Domnul nostru Iisus Hristos, la Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetul 15, spune așa: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iubiți ascultători, frați și surori, cel mai mare rod sau cel mai important rod în viața noastră, Dumnezeu îl așteaptă ca noi să ne pocăim și să credem în Evanghelie, să ne întoarcem cu fața spre Domnul nostru Iisus Hristos și să-i dăm slavă și să-L mulțumim pe El. Acesta este cel mai bogat rod care noi putem să-L aducem înaintea lui Dumnezeu, pocăința noastră și împăcarea cu Dumnezeu. În aceste vremuri grele de pe urmă, de multe ori auzim oamenii care spun: atâtea lucruri auzim, nu mai știm în cine să credem și ce să credem. Și iată, în așa momente Dumnezeu ne vine în ajutor și ne spune: credeți în Evanghelie. Aceasta este cea mai importantă lucrare pentru noi oamenii, ca să credem cuvântul lui Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu, și Dumnezeu nostru niciodată nu ne înșală. El, cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu ne va spune minciuni.
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, de aceea ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos și ne spune în acest sfârșit de veac, care simbolizează secerișul, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Apoi, după ce am făcut pasul acesta important, ce trebuie să facem mai departe? Și iată, cuvântul lui Dumnezeu ne vine în ajutor la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetul 5, Domnul Iisus spune așa: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Iubiți prieteni, cuvântul lui Dumnezeu spune ca noi să rămânem în Hristos. După ce ne-am pocăit și credem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să rămânem în Hristos, pentru ca să nu fim aruncați și ca să putem aduce rod. Fără Hristos noi nu putem face nimic, noi nu putem aduce niciun rod. De aceea Domnul Iisus Hristos spune: Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Eu cred că nimeni dintre noi nu dorește să ajungă în acel loc, ca să fie ca mlădița neroditoare să fie aruncată în foc. Și ultimul loc care dorim să-l știm din cuvântul lui Dumnezeu, la 1 Ioan capitolul 5, care este rezultatul sau binecuvântarea noastră rămânând în Domnul nostru Iisus Hristos. Aducem mult rod. Și apoi spune așa, capitolul 5, versetul 12 și 13. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Iubiți prieteni și dragi ascultători, frați și surori, roada noastră care Dumnezeu ne îndeamnă să o aducem este roada Duhului Sfânt. La Galateni capitolul 5 cu versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre această roadă. Totuși vrem ca să dăm citire, să vedem care roadă așteaptă Dumnezeu de la noi. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeța, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Iată, aceste roade le așteaptă Dumnezeu de la mine și de la noi toți. Roada Duhului Sfânt. Rămânând în Domnul Iisus Hristos, făcând, având roadele Duhului Sfânt, ne dă cuvântul lui Dumnezeu o garanție. Cine crede în Fiul are viață. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Și v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Frașilor, vrem prin aceste cuvinte să-L lăudăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El ne-a dăruit viață veșnică în Domnul nostru Iisus Hristos și El merită ca să fie mulțumit. Și Dumnezeu să ne ajute ca noi să rămânem în Hristos și să avem nădejdea aceasta, crezând în Fiul lui Dumnezeu, avem viață veșnică. Domnul să fie slăvit și mulțumit prin aceste cuvinte. Amin. Most
Tată bun, ție inima-mi supun, ție vina mea o spun, viața-n slujba ta mi-o pun. Eu te rog să mă primești, prin Iisus să mă sfințești și prin Duhul să mă crești. Fiu al tău cum tu cel viu, lui și numai lui se roagă. Pentru asta Daniel a ajuns la lei în groapă. Toate cum a fost, nu știu, dar ce spun, așa stau scrise. Dumnezeul cel a viu, guralelor închise. De te rogi mai cu temei, când ajungi în strâmtorare, chiar în groapa cea cu lei, ai la Domnul apărare. Amin. Poartă grijă de copii cu minți și le dă ca paza îngerași sfinți. Mare bucurie Domnului Iisus face totdeauna un copil supus. Mare bucurie Domnului Iisus face totdeauna un copil supus. Scumpi prieteni, ați audiat programul copiilor. Sperăm să vă fie de folos și îndemnurile celor micuți de a aduce slavă Domnului. În continuare, vă propunem al doilea mesaj biblic din această zi, care va fi prezentat de fratele Andrei Borinski și se intitulează Cauzele pierderii păcii. Astăzi,
în jur, privind la desfășurarea evenimentelor, pacea este foarte apreciată. În unele locuri nu există pace, chiar în țara vecină, și aceasta este o tragedie. Cât este de îngrijorător faptul că pacea inimii se pierde, pacea cu Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus ne promite, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Să ne încredem în Domnul Dumnezeu și El să fie pacea noastră. Audiție binecuvântată! Iubiți frați și surori, vă salut pe toți cu pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să fie beslăvit pentru harul care ne l-a dat și pentru pacea care a lăsat-o pentru noi, ca trăind pe pământ, să o păstrăm în inimile noastre. Astăzi aș vrea să vorbesc despre cauzele pierderii păcii lui Dumnezeu în inimile noastre, în casele noastre, în bisericile noastre. Adică sunt momente grele când noi nu tragem atenția și am pierdut pacea și nu știm ce să facem și cum să procedăm. Deci Domnul să ne ajute și să ne binecuvânte astăzi la această temă. Este scris așa la Ioan, capitolul 14, versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Cât de mult Domnul are grijă și spune că atunci în ziua când m-am tulburat, am pierdut pacea, am pierdut liniștea, am pierdut harul lui Dumnezeu. Și atunci se întâmplă ceea ce n-ar trebui să întâmple, să nu vi se tulbure inima. Am lăsat lucrul acesta, pacea aceasta, pentru am avut o țintă, să nu te tulburi, dragă frate, dragă soră, să nu te tulburi niciodată. Și să nu te înspăimânți, când sunt momente de înspăimântare, să nu te înspăimânți niciodată. Cât de mult vrea Dumnezeu ca noi să tragem atenție la cuvântul Lui care este atât de bun, atât de adevărat, atât de mult ne luminează, că atunci când lumina lui Dumnezeu pătrunde în inimile noastre, noi putem să păstrăm pacea, putem să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos și putem să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Deci, am să mergem înainte și aș să vorbesc deodată puțin încă despre pace și apoi am să trec la cauzele, anume cauzele pierderii păcii lui Dumnezeu. Deci Domnul să fie binecuvântat pentru harul care ne l-a dat și ne l-a lăsat pe pagini Sfintei Scripturi. La Isaia 48 cu 18 e scris așa: „Ode ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării.” Iubiți frați și surori, ascultarea de legea lui Dumnezeu, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de biserica lui Dumnezeu ne aduce multă pace sau face ca pacea noastră să curgă ca un râu în viața noastră sau din viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, dacă ascultăm de Dumnezeu, dacă ascultăm de poruncile Lui, dacă ne temem de Dumnezeu și nu încălcăm cuvântul Lui, atunci râul păcii este partea noastră, râul păcii este binecuvântarea noastră, râul păcii este harul lui Dumnezeu în viața noastră. Deci, Dumnezeu vorbește mult despre ascultare, că ascultarea este mai bună decât o jertfă, în Samuel este scris. Deci, dacă am să ne gândim noi bine și am să ne controlăm inimile noastre, viața noastră, în lumina adevărului lui Dumnezeu, noi am să găsim de ce am pierdut
pacea sau de ce s-a întâmplat așa sau așa. Isaia spune destul de clar, o de ai fi luat aminte, o de ai fi ascultat, o de ai fi să te smerit, o de ai fi să te supus cuvântului și legii lui Dumnezeu. Râul păcii, binecuvântarea ta, râul păcii, mila lui Dumnezeu în viața ta și în viața familiei tale și a tuturor celor ce calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să aduc aminte de la Psalmul 119, versetul 165, este scris așa: multă pace au cei ce iubesc legea ta. Da, adevărul este adevăr. Dacă iubim legea lui Dumnezeu, ascultăm de legea lui Dumnezeu, iubim legea lui Dumnezeu, Dumnezeu din partea lui făgăduiește multă pace. Dumnezeu din partea lui făgăduiește mult har. Dumnezeu din partea lui făgăduiește multă binecuvântare ascultătorilor și iubitorilor de legea lui Dumnezeu. Deci Domnul să ne ajute pe toți ca să putem călca pe urmele acestea, urmele credinței, urmele dragostei, urmele ascultării, ca să putem să ajungem acolo unde ne-am pornit. Căci dacă n-am să ascultăm de legea lui Dumnezeu, dacă n-am să iubim legea lui Dumnezeu, atunci o să ne se tulbure inima, atunci o să ne înspăimântăm, atunci nu o să știm ce să facem și cum să procedăm. Pentru că n-am ascultat, pentru că n-am iubit, pentru că n-am păstrat ceea ce Dumnezeu a lăsat. La Filipeni, capitolul 4, versetul 7, scris așa: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Ce mare har! Pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere și ea poate să ne păzească inimile și gândurile în Iisus Hristos. Adică atunci când eu ascult, atunci când eu iubesc, atunci când eu mă smiresc, atunci pacea lui Dumnezeu o face mult Dumnezeu în inima mea și ea îmi păzește inima și gândul în Iisus Hristos. Asta este adevărata viață a creștinului. Asta este adevărata binecuvântare. Curăția de inimă, curăția de gândire, curăția de viață, de vorbire, de ochi, om curat în ochii lui Dumnezeu, om neprihănit. Atunci când ești un om neprihănit, atunci Dumnezeu te binecuvântă, atunci Dumnezeu nu te părăsește niciodată, nici pe tine, nici pe mine, nici pe nimeni. Dumnezeu nu părăsește din cei ce ascultă, din cei ce iubesc legile lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, păzesc inimile și gândurile în Iisus Hristos. Pe noi ne păzește. Acum aș vrea să trec la primul punct. Care este pricina că pierdem pacea lui Dumnezeu? Vreau să spun la un bun început: păcatul ascuns fură pacea lui Dumnezeu, distruge pacea lui Dumnezeu și fugărește pacea lui Dumnezeu din inimile noastre. Și atunci rămânem tulburați. Păcatul poate să fie diferit în ochii noștri. Noi putem să zicem păcat mare, păcat mic, dar în ochii lui Dumnezeu orice păcat, cât de mare sau cât de mic n-ar fi să fie, el este păcat și el nu trebuie ascuns. El trebuie descoperit în ochii lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, ca eu să pot să păstrez pacea lui Dumnezeu în inima mea și pacea lui Dumnezeu să-mi păstreze inima și gândirea în Domnul nostru Iisus Hristos. Dar păcatul mă face ca eu să ies din gândirea Domnului Iisus, din poruncile Domnului Iisus, din legile Domnului Iisus. Păcatul ascuns este o tragedie în viața creștinului. La Proverbe, capitolul 28, versetul 13, este scris așa: cine își ascunde fără de legile,
nu propoșește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Uitați-vă cât de frumos spune Dumnezeu. Cine ascunde fără de legile, nu propoșește. Adică s-ar putea de înțeles așa. În ochii oamenilor eu pot să am cinste, eu pot să am trecere, eu pot să am stimă, dar în ochii lui Dumnezeu n-am nicio trecere, n-am nicio propoșire, n-am nicio binecuvântare. Am pierdut pacea lui Dumnezeu, l-am pierdut pe Dumnezeu. Deci cine ascunde, nu propoșește, Dumnezeu nu-l binecuvântă, Dumnezeu nu-l ascultă, Dumnezeu nu-l ajută. Deci, dragi frați și surori, haideți să ne gândim noi la noi înșine, ascundem noi ceva sau n-ascundem? Dacă ascundem, nu propășim, nu creștem, nu ne apropiem de Dumnezeu. Eu n-aș vrea ca noi, ca creștini, care ne-am pocăit, ne-am botezat, să nu creștem, să nu ne apropiem de Dumnezeu. Și a doilea lucru, adică a doilea parte a versetului, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Deci, iubiți prieteni, iubiți frași, surori, ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, nu vă temeți să mărturisiți păcatul, pentru că Dumnezeu spune că cine mărturisește și se lasă, acela capătă îndurare. Adică dacă am mărturisit păcatul, eu trebuie să mă las de el. Eu trebuie mai mult să nu-l repet. Dacă îl repet, e păcat și iarăși trebuie mărturisit și iarăși trebuie de cerut iertare de la Dumnezeu. Aș vrea să-mi aduc aminte aici ca o pildă ilustrată așa de Acan. Este scris la Iosua, capitolul 7, eu n-am să citesc, dar am să aduc aminte. Atunci poporul lui Dumnezeu nu trebuia să iei nimic din lupta care trebuie să o facă acolo. Și la Acan i s-a lipit inima de o haină și de niște argint. Și atunci el pe ascuns a luat și haina, a luat și argintul și a venit acasă și acasă l-a îngropat în mijlocul casei, acolo unde trăiau. Și atunci familia a văzut și toți au tăcut. Și Dumnezeu a început să pedepsească pe poporul lui Israel. Și Moise undeva a înțeles că este ceva, s-a întâmplat ceva. A strigat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus că fă așa, pune așa poporul lui Dumnezeu ca să ajungi la familie întâi pe diferite caleni și așa mai departe și apoi să ajungi la familie. Și când ai să ajungi la familie, familia concret. Și când ai ajuns la Acan, Dumnezeu a spus că el este. Acan a tăcut până la momentul când Dumnezeu a vorbit. Știți, s-a terminat tragic. Dumnezeu a să vorbească despre păcatele mele ascunse de mine, despre păcatele tale ascunse de tine. Dar cred că atunci nu o să mai fii, bă, mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu este astăzi când eu mă mărturisesc de bunăvoie, când eu mă curăț de bunăvoie, când eu caut curățire, caut sfințire și nu altceva în viața mea. Deci vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi cu pilda aceasta Acan ca să n-ascundem nimic, ca să nu gândim că Dumnezeu nu vede și Dumnezeu nu știe. Dumnezeu vede tot ce am făcut ascuns și apoi se descopere de pe acoperișul casei. Dumnezeu l-a descoperit pe Acan și apoi a dat voie Dumnezeului Moise împreună cu tot poporul și l-a ucis cu pietre și nu numai pe Acan, dar și toată familia, din cauza că toată familia a văzut și a tăcut. Deci Domnul să ne ajute nouă la tot să înțelegem răspunderea care a pus-o pe noi Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de Ghiezi, de Chehazi, moldovnește, da? Când a venit Neeman la Elisei și a venit cu daruri și a gândit că Elisei a să iasă afară, a să pui mâinile peste el, a să roage, a să facă o vindecare, a să facă o minune. Și când Elisei l-a trimis la Iordan, du-te și cufundă-te de 7 ori și te vei însănătoșa. Lui nu i-a plăcut, s-a obișnuit, dar oricum, cei ce erau cu el l-au învățat și i-au spus, l-au rugat
Dacă te-ar fi rugat ceva pe omul lui Dumnezeu greu, ai fi făcut, da. Dar dacă te-a rugat să te duci, să te cufunzi în apele Iordanului, el a zis că apele noastre sunt mult mai curate, ce să mă duc eu la Iordan? Și apoi până la urmă s-a lăsat înduplicat, s-a dus și s-a vindecat. Și când s-a vindecat, a venit iarăși cu daruri la Elisei și Elisei n-a primit nimica. Dar Chehazi vede lucrul acesta și a iubit darurile. Dar Biblia spune că darurile orbesc ochii poporului lui Dumnezeu. Și atunci Chehazi se duce din urma lui Neeman și îl ajunge. Neeman s-a dus și îl ajunge și spune că iată așa, trebuie două haine și trebuie o leacă de argint. Și atunci acela e de talant, un talant, el i-a dat doi talanți, ei și vine acasă și ascunde tot în casa lui și vine la Elisei și Elisei îl întreabă, Chehazi, unde-i fost? N-am fost nicăieri. Elisei spune, dar oare Duhul meu n-a fost cu tine? Și atunci Elisei i-a spus un cuvânt foarte aspru. Procaza o să fie pe tine și pe toți urmașii tăi pentru totdeauna. Tragedie mare. Iată ce înseamnă păcat ascuns. Procaza, lepră. Lepra a însoțit familia lui Chehazi. Și dacă sunt urmașii lui astăzi pe pământ, cred că și astăzi au lepră. Dar cred că este lepră duhovnicească, este lepră fizică. Dumnezeu să ne ajute pe noi ca noi să înțelegem lucrurile acestea, să ne ferim de păcate ascunse care nu-i plac lui Dumnezeu. Al doilea moment este că atunci când eu învinuiesc pe alții în greșelile mele sau în păcatele mele, eu învinuiesc pe alții. Ca o pildă vreau să aduc pe Adam și Eva. Când au păcătuit, s-au ascuns, au înțeles că zgoi și Dumnezeu vine și stă de vorbă, Adam, Adam, Adam nu răspunde, s-a ascuns și apoi a răspuns și Dumnezeu le întreabă, ce se întâmplă, Adam? Și Adam spune că, da, femeia, eu care mi-ai dat-o, iată ea, mi-a dat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dumnezeu s-a adresat la Eva și zice, Eva, ce șarpele m-a măjit. Cât de ușor să spui că altcineva m-a învățat, m-a ajutat, m-a împins, am căzut sau s-a întâmplat. Vai de mine dacă eu pot să vorbesc așa ca Adam. Se întâmplă așa, cum s-a întâmplat cu Adam. Deci vrea Dumnezeu ca noi să fim foarte atenți în greșeala mea, dacă eu m-am greșit, am pronunțat un cuvânt. Să nu spun că așa m-a învățat cineva, eu zinat că eu l-am pronunțat, eu am putut să nu-l pronunț. Sau altele greșeli am putut să fac și n-am făcut. Mai aduc aminte o greșeală, Aron și Măream, îl învinuiau pe Moise și îl învinuiau așa că Dumnezeu poate să vorbească și prin noi și nu numai prin tine. Și Moise deja nu mai putea. A strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit cu puterea lui și Măream a rămas în lepră și Aron a mijlocit și Moise a mijlocit și Dumnezeu a spus 7 zile în afara taberei. Și apoi neumărata milă. Și așa se întâmplă atunci când poți învinui, atunci când poți arăta greșelile cuiva și a tale să nu le vezi. Bârna să nu vezi, sau să o vezi și stâlpul să nu-l vezi. Doamne, ai milă de noi de toți și ajută-ne ca să mergem pe calea credinței, să n-ascundem nimic și să nu învinuim niciodată pe inimi, pe nimeni. Să ne vedem greșelile noastre până la sfârșit. Al treilea lucru, eu, păcatul care l-am făcut sau cineva l-a făcut și zice că este o greșeală, nu este păcat. Asta se întâmplă în viața oamenilor. Deci, Doamne, păzește-ne pe noi și păzește-ne pe toți cei care pot face așa felul de lucruri. Aș vrea să-mi aduc aminte ca pildă, ca ilustrație din viața poporului lui Israel, când Moise s-a ridicat pe munte ca să primească tablele de la Dumnezeu, poruncile de la Dumnezeu, Aron a rămas cu poporul și poporul s-a apropiat și a zis că unde Moise, zile multe, nu vine, nu știu ce s-a întâmplat și o să vină, nu o să vină.
Vrem un Dumnezeu care să vedem că ne-a scos și este cu noi. Și atunci Sharon le spune că aduceți aurul care este în urechile voastre, ciorcei și tot la oaltă. Și el a luat și l-a vâlit în foc și a făcut un vițel. Și când a venit Moise, el zice că asta poporul m-a învățat, asta poporul a cerut, asta nu eu. Bine, bine, Aron, dar tu ai putut să spui poporului lui Dumnezeu că Moise o să vină, haideți să mergem prin credință și nu trebuie să facem un vițel și nu trebuie să aducem jertfe lui și nu trebuie să jucăm în jurul lui. Asta este păcat, asta este urăciune, asta lui Dumnezeu nu-i place. Dar Aron a tăcut și n-a spus nimica și atunci s-a întâmplat aceea ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu vrea ca noi în viața noastră să avem harul lui Dumnezeu și păcatul să nu spunem că este o greșeală, să nu spunem. Greșeala este greșeală, păcatul este păcat, dar vrea Dumnezeu ca noi în viața noastră să facem totul așa cum îi place lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru este atunci când păcatul îl descoperi într-o formă frumoasă. Sau aș vrea ca cumva să-l descoperi ca să nu portă învinuire, dar pentru păcat este numai învinuire. Și învinuirea dispare atunci când eu îl mărturisesc, atunci când eu mă pocăiesc, atunci când eu mă las, atunci când eu nu mai vreau ca să rămân în păcat, dar vreau să rămân în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de Saul, când a ajuns împărat, l-a uns Samuel pe el ca împărat și Dumnezeu îl trimite pe Samuel ca cu Amalec să se lupte, pentru că a procedat cu poporul lui Israel nu bine când mergea în Canaan. Atunci cei ce rămâneau din urmă, slabi, care deja nu mai puteau merge, amalechiții îi ajungeau și îi ucideau, îi umorau. Și Dumnezeu s-a supărat pe amalechitiți, pe amalechitian și a spus lui Saul, du-te și nimicește totul, totul, nimic să nu iei de acolo. Și Saul s-a dus și Dumnezeu l-a binecuvântat și a nimicit, dar oile frumoase și boii frumoși le-a lăsat pentru jertvă. Și pe Agag, împăratul amalechitean, nu l-a ucis și tot l-a adus. Și iată Samuel, Dumnezeu vorbește cu Samuel, Samuel iese în fața lui Saul și îl întreabă ce înseamnă behăitul și acesta și muhăitul acesta. Și Saul frumos spune că asta poporul a dorit ca să lăsăm pentru jertve. Saul, dar tu pentru ce ești împărat? Tu de ce a trebuit să taci? Tu a trebuit să vorbești? Tu a trebuit să spui? Drag popor, Dumnezeu a spus să nimicim totul și nimic nu lăsăm, nici pentru jertve, nici nimic. S-a supărat Dumnezeu tare și nu l-a mai lăsat ca să fie împărat mai departe. Da, el a fost 40 de ani mai departe împărat, dar Dumnezeu nu i-a răspuns, asta înțeles el, nici prin Urim, nici prin Tumim. N-a vrut să asculte și a făcut un monument sau atunci el multe lucruri au făcut care n-a trebuit să le facă. Deci, iubiți frați și surori, de a înfrumușăța păcatul nu este nevoie. De a spune că este o greșeală și nu este un păcat, Dumnezeu știe ce este păcat și Dumnezeu știe ce nu este păcat. Și păcatul nu face înfrumușățat niciodată, nici de mine, nici de tine, nici de nimeni. Dumnezeu vrea ca noi păcatul să-l numim păcat, să ne temem de păcat, să fugim de păcat, pentru că păcatul ne face ca să pierdem pacea lui Dumnezeu, ne face ca să ne tulburăm, ne face ca să uităm de prezența lui Dumnezeu, ne face ca noi să facem mai departe ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Deci Domnul să ne binecuvinte, iubiți frați și surori, ascultători, pe toți, ca noi să avem pacea lui Dumnezeu, să o păstrăm și pacea lui Dumnezeu o să ne păstreze inimile și gândirea în Domnul nostru Iisus Hristos până la sfârșit. Amin.
Să știi să aștepți făgăduința ce negreșit se va împlini, cu încredințare neclintită că tot ce-i scris așa va fi. Nici cât de lungă întârziere, nici cât de mulți și tari vrăjmași să nu-ți înfrângă încredințarea, să lupți crezând, să nu te lași. Să știi să aștepți și suferința, că și ea are de împlinit o mare taină în viața celui ce cu Hristos se vrea unit. Dar oricare ar fi cuptorul și în orice flăcări să te încingi, nimic nu-ți frângă încredințarea. Să rabzi crezând că ai să învingi. Să știi să aștepți și izbăvirea, căci și ea și are vremea sa, cu neclintită încredințare, că va veni și o vei vedea. Oricâte piedici s-ar pune și orice zevoare ți-o închid, nimic nu-ți frângă încredințarea. La timp cădeava orice zid. Să știi să aștepți frumos și moartea, căci ea și-are clipa ei, cu încredințarea neclintită pe-al vieții veșnice temei. În orice fel ți-ar fi plecarea și ori și unde ar fi să mori, nimic nu-ți frângă încredințarea, că mergi spre-ai strălucirii zori. Dar și mai mult să aștepți pe Domnul mai grabnic decât tot ce aștepți, cu neclintită încredințare cu care așteaptă toți cei drepți. Durerea poate n-o să vină, nici moartea chiar înaintea sa. Nimic nu-ți frângă încredințarea, că vine El și-l vei vedea. Moarte, fără să-mi pese.
Scumpi prieteni, venim la finele emisiunii de astăzi. Ne dorim ca cuvântul lui Dumnezeu și îndemnurile care au răsunat astăzi să vă aducă în suflet pacea lui Dumnezeu. Să ne punem încrederea în El, căci Dumnezeul nostru este atotputernic. El a creat pământul și ține în mâna sa universul. Nu suntem nimic înaintea lui Dumnezeu, dar El ne-a iubit fără merite. Să-i aducem deci mulțumiri și laude, căci El este vrednic. Vă reamintim că următorul program îl veți putea audia duminica viitoare la aceeași oră. Fiți binecuvântați până la o nouă întâlnire! Și în clipa